Primarul comunei Rediu a depus o plângere la poliție pentru că ar fi surprins doi angajați pe camerele de luat vederi că ar fi luat documente din instituție. Din primele informații primite de la ceilalți angajați, faptele s-ar fi petrecut atât în timpul orelor de program, cât și în afara lor. Având în vedere gravitatea faptelor, primarul comunei Rediu, Ciprian Grosu, a sesizat polițiștii pentru a face lumină în acest caz. Întreaga situație a fost prezentată pe rețelele de socializare de către primar, care trage un semnal de alarmă cu privire la întreaga situație. Vizați în această situație ar fi viceprimarul și contabila, care și-ar fi încetat activitatea după 18 ani. Evenimentul s-a produs pe 13-14 din ce am văzut după aia din reperi. 13-14 octombrie, da? Iar eu am aflat că luni. Ne-am uitat pe înregistrări și am văzut ce s-a întâmplat în intervalele alea mari. Am făcut o ședință internă cu colegi care au văzut cam ce s-a întâmplat. Colega dumneavoastră, cu paznicul. Și am suspiciunea că au fost documente. Poliția o să investigheze, n-am de unde să știu, că n-am fost de față. Din declarațiile autorităților, totul s-ar fi petrecut în octombrie, în ultimele două zile de activitate a contabilei, care împreună cu viceprimarul, dar și cu alte persoane, atât în timpul programului de muncă, dar și după program, ar fi luat mai multe sacoșe și cutii din biroul contabilitate, unele conținând documente conform relatărilor unora dintre angajații primăriei. Eu fac o inventariere a tot ce este în biroul de contabilitate. Problema e că biroul de contabilitate nu este ca o arhivă în care orice document care intră să fie arhivat și numerotat, să poți să identifici ce lipsește. Eu pot doar să văd ce mai este. Ce lipsește, n-am de unde să știu. E foarte complicat. Gândiți-vă că e un birou de lucru în care intră foarte multe hârtii. Într-un birou de contabilitate nu se inventariază fiecare hârtie care intră. Viceprimarul nu a răspuns telefonic pentru a oferi un punct de vedere în acest caz. Acum, polițiștii fac cercetări în acest caz.